După 20 de ani, România a obținut o nouă medalie de aur la campionatele europene de atletism. La München, Bianca Gelber a devenit campioană europeană la aruncarea ciocanului, la 24 de ani, după ce antrenoarea ei, Mihaela Melinte, reușea o performanță similară în aceeași probă. Ieri Bianca a condus concursul încă de la prima aruncare, pentru ca, la ultima încercare, să reușească 72,72 de metri, performanță cu care a urcat pe primul loc. Bianca Gelber este în direct prin telefon cu noi din Germania. Bună ziua și felicitări în primul rând pentru reușită. Bună ziua, mă bucur foarte mult că sunt în direct cu dumneavoastră. Și noi ne bucurăm de același lucru. Aurul european era un obiectiv în momentul în care ați plecat la acest campionat și dacă puteți să ne spuneți cât de mult ați muncit pentru acest rezultat. Nu era un obiectiv, dar era un vis și acum este un vis împlinit. A fost în spatele acestei medalii muncă foarte multă și sacrificii. Cât de multă muncă? Cum arată antrenamentele unei aruncătoare de ciocan și cât de multe antrenamente faceți? În fiecare zi, de luni până sâmbătă, de două ori pe zi, dimineață și după amiază, câte două, trei ore. Asta înseamnă antrenamentele pe care le fac. Dumneavoastră nu sunteți doar campioană europeană, sunteți și mamă campioană, pentru că am văzut chiar pozele acum. Principalul dumneavoastră exact. Fan a fost prezent în tribune, fetița dumneavoastră de 7 ani, care se numește Victoria, din ce înțeleg. Asta este. Cum reușește o mamă să se antreneze, să câștige medalii? Cine o ajută? Mă ajută foarte mult soțul meu, care este cu fetița acasă. Eu sunt plecată de la 1 mai în cantonament și cantonatul european a fost ultimul concurs. Un mesaj pentru femeile care vor să devină mame sau care sunt mame și vor să ajungă și ele campioane europene sau campioane în alte concursuri internaționale. Să aibă încredere în ele, să fie puternice, că cu dorință orice în viață se poate reuși. Cât de mult v-a ajutat faptul că Victoria a fost în tribune în momentul în care ați câștigat această medalie istorică pentru România? Foarte mult, să știți, mi-a dat încredere și putere. Și văzând că fica mea mă susține și plânge pentru mine. Vă rog să ne spuneți, noi vedem această poză acum când o îmbrățișați, cum a fost acest moment când ați celebrat medalia de aur? Divin. Atât pot să zic. A fost divin. În acest moment, cine vă sprijină foarte mult în afară de soțul dumneavoastră, am înțeles, stă cu fiica? Cât de implicat, de exemplu, este statul în ceea ce faceți? Nu știu, poate ar putea să facă mai mult. Aveți ocazia să spuneți acest lucru. Bineînțeles, oricând e loc de mai bine. Dacă ar putea veni mai mulți sponsori, să avem mai multă susținere și ar fi perfect. Ce înseamnă mai multă susținere? Adică, dacă puteți să... Să avem o pregătire așa cum trebuie, ca la carte, adică să avem masori, doctori, psiholog și materiale de antrenament, ciocane și tot ce ne trebuie. Sunt foarte mulți factori care ne-ar ajuta. Așa cum se întâmplă probabil în vest, acolo unde am văzut foarte multe rezultate, dar în acest moment ce aveți? Aveți masori, aveți materiale suficiente? Ce pot să zic acum? Nu vreau să zic prea multe. Oricum, lipsuri sunt, să știți. E loc de mai bine. Atât pot să zic. Vă mulțumesc foarte mult. Aș vrea să vorbesc în continuare și cu doamna Mihaela Melinte, cea care a antrenat-o pe Bianca Gelber, campioana europeană la aruncarea ciocanului. Bună ziua! Bună ziua! Vă mulțumesc foarte mult că sunteți în direct la Euronews România. Sunteți dumneavoastră o atletă cu renume mondial, cunoașteți bine lumea sportului. Vreau să vă întreb în primul rând ce înseamnă această medalie, iată, la 24 de ani după ce ați câștigat dumneavoastră, la 20 de ani după ce România în sfârșit ia o medalie la un concurs internațional, la campionatele europene. Ce înseamnă această medalie pentru țara noastră? Da, ce înseamnă? Acum 24 de ani am luat eu această medalie. Au trecut 24 de ani să o luăm la aceeași probă pe care am făcut-o și eu. Ce înseamnă? Vă dați seama, înseamnă enorm.
Înseamnă munca mea de când m-am lăsat de sport și până acum. Adică tot ce am făcut, am făcut-o cu folos. Vă dați seama. Și sunt foarte fericită. Vă felicităm și noi suntem fericiți alături de dumneavoastră, dar există o explicație de ce timp de 20 de ani nu am avut un rezultat atât de frumos? Explicații? Haideți să vedem cum se antrenează sportivii, în primul rând. Ce condiții au, cât sunt susținuți din punct de vedere financiar, material. Gândiți-vă că nu avem baze sportive unde să ne antrenăm. Și unde vă antrenați atunci, dacă nu există baze sportive pentru asta? Cu ce vă antrenați? Noroc că mai avem o sală. Noi în Bacău avem o sală de atletism, mai aveam un teren unde puteam să ne facem aruncările. Vă dați seama, ajung acasă, cred că nici nu știu unde o să pot să fac, să mă antrenez. Vă dați seama, eu mă antrenez pentru Olimpiadă, nu? În 2024. Da. Și ca să poți să iei medale în 2024, trebuie să ai o bază sportivă impecabilă, nu? Da. Adică sportivul să nu ajungă la antrenament, să zic, mă, cer cum e bușit, nu am cușcă de aruncări sau... Haideți că la materiale sunt foarte bine, chiar știu ce OSR-ul ne-au susținut acum cu materiale, deci chiar pot să-mi fac pregătirea foarte Dar bine. Dar nu aveți o bază de antrenament? Vedere, dar bază de antrenament nu avem. Și care a fost adică cel avem mai... ceva la Poiana Brașov, avem ceva la Znagov care mai trebuie făcut. Vă dați seama, ne mai trebuie și o cușcă, dacă ne aude domnul ministru, ne trebuie cușcă de aruncări la Znagov. Păi și ce folosiți acum în loc de cușcă pentru aruncări? Ce folosim sunt niște copaci de jur împrejur și mai ține să nu cumva, adică ne rugăm la Doamne să nu se rupă ciocanul, adică să nu fie nimeni în stadion și să facem aruncări. Dar vă dați seama, un sportiv care se antrenează fără cușcă ajunge la... Haideți că noi nu ne-am antrenat foarte mult fără cușcă, a fost mai puțin timp, să zic de 2 săptămâni, înainte să venim încoace, dar să te antrenezi fără cușcă, ajungi la competiția respectivă, te trezești cu o cușcă care aia este închisă, mai e deschis 4 metri, ați văzut pe unde este ciocanul. Și un pic dacă greșești, cum au greșit celelalte, nu iese ciocanul din cușcă, nu? Da. Așa, fără cușcă, ieșea pe orice parte. O ultimă întrebare. Și... luând în considerare faptul că dumneavoastră cunoașteți foarte bine sportul internațional, ați fost acolo în top, în vârf, vă cunoaște foarte bine lumea, există vreo explicație pentru rezultatele excepționale pe care le vedem acum, în ultima vreme, la sporturile din România? Probabil că ați și văzut deja. Cum de ies acești sportivi excepționali și au aceste rezultate atât de bune? Deci la noi în România? La noi în România. Păi s-a născut un talent la noi în România la natație, nu Popovici, felicitări. Talent și l-a aruncat cu ciocanul? Da, am și sportiva mea la aruncarea ciocanului. Și ea este foarte talentată și cu ajutorul lui Dumnezeu am reușit să urcăm pe cea mai înaltă treaptă a podiumului. Avem canotajul, felicitări canotajului, extraordinar. Au în spate o echipă foarte puternică. Ei sunt 11 luni din 12 sau 13 din 12, știți, cam așa stau ei în cantonament. Și au echipa care îi susțin foarte mult. Deci ne bazăm foarte mult pe muncă și pe talent. Exact, și muncă. Și muncă. Deci fără muncă nu se poate, dar trebuie să ai în spate ce-ți trebuie. Vă mulțumim foarte mult și felicitări încă o dată pentru aceste rezultate.